În plină criză și fără răspunsuri clare de redresare a economiei, antreprenorii din România sunt la capătul puterilor. Singura soluție la care s-au gândit este demiterea ministrului economiei, Virgil Popescu. Cu mine este colega mea, Ami, care se alătură discuției. Ami, care este motivul pentru care antreprenorii cer demiterea lui Virgil Popescu a ministrului? Monica, ministrul economiei Virgil Popescu a anunțat oprirea finanțărilor pentru acest program, motivând că banii se dau prea ușor, iar afacerile finanțate nu ar fi sustenabile. Nu de puține ori autoritățile au atras atenția asupra faptului că proiecte finanțate prin Startup Nation se vindeau la cheie pe site-ul de anunțuri OLX. Anunțul i-a nemulțumit pe antreprenori pentru că, susțin ei, statul și-a recuperat investiția, impozitele pentru salarii, impozitele pe profit și cele aplicate pentru dividende au generat la bugetul de stat încasări de cel puțin 200% din valoarea finanțării primite prin Startup Nation. Ministrul Economiei se scuză, spunând că nu oprește pur și simplu programul, ci va exista un nou program de startup începând cu anul viitor. Care este bilanțul programului Startup Nation de la înființare până acum? Peste 17.000 de antreprenori din România au primit finanțări de până la 200.000 de lei prin programul Startup Nation, care este și una dintre cele mai apreciate măsuri pentru sprijinul antreprenoriatului. Astfel au fost create 64.000 de noi locuri de muncă în cei 3 ani de la lansarea programului.